Duminică pe 11 decembrie, în ziua votului, ghișele de evidență a populației vor avea program pe toată perioada deschiderii urnelor, respectiv între orele 7 și 21. Vasluienii care trebuie să-și preschimbe cartea de identitate trebuie să achite o taxă de 7 lei. În schimb, cei care își stabilesc reședința, își schimbă domiciliul sau buletinul vechi cu file noi trebuie să plătească o taxă extrajudiciară de 5 lei. În scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral, reprezentat de alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 11 decembrie 2016. Angajații Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor va funcționa și în weekend. Iar duminică pe 11 decembrie 2016, programul va începe la ora 7 și se va încheia la ora 21 după terminarea votului.